Edu, recepție. Vă ascult, domnul primar. Bunăvoința mea s-a arătat dimineață la operativă, spunând că constructorii de pe podul Giurgiului și Vigoniei, eu sunt acum în inspecție să mă uit și eu să mă conving dacă într-adevăr merită efortul ăsta bugetar pe care îl facem, din nimic să le acordăm o bulă de oxigen. Deci nu vă pun nimeni, domnule director, astăzi aici. Nici în pauză de masă, nici nimic. Nu sunt. Când spun că nu sunt, nu sunt. Ori își bagă mințile în cap, ori să ne lase așa cum sunt să se ducă. Până nu văd la muncă aici pe șantier, cum auziți că vin câte 80 de inci zilnic, nu le faci niciun leu. Plată. Nu există așa ceva. Își bate joc. Una vorbesc cu noi și alta fac. Nu le faci plată. La ora asta să nu fie nimeni luni la muncă. Am fost informat că sunt 35 de muncitori la lucru. Dacă nu sunt, să fie sănătoși. Păi una vorbim și alta fac și ei se plâng că nu sunt plătiți. Pe ce să le plătesc? Pe urși din pădure? Pe ce să-i plătesc? Aveți dreptate. Ce pot să spun? Anunță-i pe domnii care au șantier aici de discuția noastră de dimineață de la operativă. Și din tot efortul le-am acordat acea bulă de oxigen. Nu le faci niciun leu plată, îi ții banii în cont dacă vor intra, până la noi dispoziții. Deci una vorbim și alta face. Mie nu-mi place să fiu mințit. Ia uite că s-au trezit cu mine și nu-i un om la muncă. Și ei ce vor? Bani? Nu o să vadă bani. N-au decât să mă dea în judecată pe mine, pe primărie, pe cine, când o să aibă prestație făcută, când o să fie oameni serioși atunci. Și stâlpii de iluminat. Păi voi, eu spuneam că trebuie să terminăm până pe 20 august fără spațiu verde și aici nu văd nici stâlp, nici nimic. Ce se întâmplă? Altfel eu consider că cineva sabotează primăria sectorului 5 și neducerea la îndeplinirea planurilor de investiții. Vreau să le comunicați clar, chiar nu mai mă interesează dacă am avut atâta clemență. Pe data de 20 august, în afară de asfaltarea care trebuie făcută pe zonă, trebuie să fie gata. Dacă nu este gata, oriunde mai au șantiere în sector, se reziliază contractul și aducem firme serioase. Nu am nevoie de ăștia băgători de seamă sau gata, au venit să se lipească ca cocoșatul de gar. Nu e loc. Ori se angajează la termen, ori reziliați contractele de acum și de acum vă dau dispoziție să găsiți înlocuitori. Dacă nu, să nu mai stăm până găsim înlocuitori. Își vor ține de treabă. Termenul este clar, să înțeleagă. 20 august vin să văd că e stâlp pus absolut tot ca să pot să dăm drumul la asfaltare. Te întârzie și pe tine la asfaltare și toată lumea. E întârziată din cauza la ce? La niște oameni serioși, reziliare, contract și la revedere. Să se ducă să muncească unde le permite să facă, să pună o cărămidă odată la două zile. În regulă, domnul primar. A doua oară când îmi spun un lucru și fac altceva. Și ei vor să termină și alte șantiere. Păi nu termin o zonă și vrei să ați deschis 70 de șantiere și nu puteți să terminați un șantier. Sunt nevoit și îmi pare rău de munca dumneavoastră și de prestația dumneavoastră de până astăzi, dar sunt nevoit să vă dau astăzi un avertisment verbal, domnule director. Eu nu consider ca un primar, chiar dacă sunt și inspectez absolut totul pentru a vedea cum duce la îndeplinire, problema este a dumneavoastră, domnule director, cu subcontractanții dumneavoastră. Nu trebuie să vin eu să constat că nu sunt decât doi muncitori dimineața și mai au apărut doi acum din boscheți. Deci total din 80 sunt 4 muncitori, nu știu ce fac ăștia aici, nimic, ăștia nu făceau nimic. Și nu este datoria mea, e datoria dumneavoastră, se numește infrastructură ESA, dumneavoastră sunteți director, domnule director. Astăzi, din partea lui Cristian Popescu Piedone, primarul ales al sectorului 5, vă dau avertisment verbal, domnule director, de acum încolo dumneavoastră răspundeți ca să nu vă bag în categoria de sabotori. Nu vă bag astăzi în această categorie, pot să bag societățile și cei care nu se țin de cuvânt. Dar este responsabilitatea dumneavoastră începând de astăzi, domnul director. Cum, de unde îi vin, dacă să reziliați, nu trebuie să vin eu să reziliați, să vă spun să reziliați un contract, nu trebuie să vin eu să vă spun. Luați măsurile dacă vreți să fiți director, domnule director general. Vă asigur de faptul că am discutat cu constructorii și am avertizat pentru ultima oară ca de mâine să aibă muncitorii la lucru. Altfel, contractele vor fi reziliate.
Pe mine nu mă interesează cum ați lucrat în ultimul an și două luni. Pe mine mă interesează cum lucrați cu mine. Trebuie să lucrați într-o echipă, ori vă acceptați cu nebuniile voastre sau orgoliile voastre, ce naibii aveți, ori lăsați-mă în pace. Deci eu nu vreau să iau castane de la oameni pe eu știu ce orgolii sau asta. Și am încheiat discuția. Știi ce ai de făcut? De astăzi ești direct de responsabil. Ești director, taie și sponsoră, că altfel te întâlnești cu mine pe traseu. Denis, recepție. Recepție, domnul primar. E un ciot acolo, l-ați lăsat uscat, un ciot chiar aici pe Vigoniei 4. L-ați lăsat un ciot acolo, nu știu ce semnal pentru, nu știu ce faceți voi. Dați-l mă jos, că e păcat de el, dar asta când îi vine rândul, nu e o urgență, decât așa că mi-a sărit în ochi. Ați făcut ca lumea în jur și ați lăsat ciotul ăla. Bun, băgați-i urgent aici să închidem locul ăsta de joacă, da? Și celelalte două. Aici avem băncuțe, nu? Denis, pe amenajările de parcuri avem stâlpi noi? Se vor monta stâlpi noi în toate parcurile. Se face extindere. Ok, văd unul distrus, dar mai sunt încă trei buni. Luați, depozitați, revopsiți, că nu știu unde avem nevoie, da? Dați-le la ES de muncă să-i recondiționeze, că tot fac ei băncuțe și tot recondiționează băncuțe. Dați-i și stâlpii ăsta care îi dați de la eroilor, de la de aici, de unde mai stăm, că siguranță avem nevoie, că bani ioc. Deci, ne-am înțeles, băgați cărbun, da? N-aveți cărbun, vă trimit eu aici două vagoane să băgați pe locomotivă. Când vă spuneam că fac strada, nu credeți? Ba da, eu v-am crezut. M-ai crezut. Când vă, eu dacă apuc să scot ceva, e greu să scot pe gură. Dar dacă după ce am scos, la mine e vorba. Am înțeles. Am zis o vorbă. Cred că n-am zis o vorbă și nu a fost așa. Dacă voi zice, spuneți-mi. Nu. Păi gata, dacă am zis că o rezolvăm. Foarte mulțumit. Tată, tu ești cu șantierul. Da. Ai grijă, știi cum îți dau amenda fără să respiri. Dacă ai ieșit pe stradă și ai murdărit, ăla ești. Foarte bine. Hai. Fă poze ca să știi cine te amendează dacă nu faci treabă ca lumea. Ai grijă, da? Dumnezeu să vă Doamne ajută.